Vă numiți și în ce an ați absolvit Colegiul Național Vasile Lucaciu? Mihai Grecu mă numesc, am absolvit Colegiul Național Vasile Lucaciu în 1999. Cum era pe vremea aia în liceu? Era foarte frumos și, după cum am spus astăzi dimineață, mie mi se pare că se făcea școală parcă mai serios, respectam profesorii, ne respectam colegii între noi și era, a fost o experiență foarte frumoasă. Ați fost olimpic la chimie și nu național, chiar internațional. Ce a însemnat munca pentru această performanță? Foarte mult timp răpit, din păcate spun, pentru că este un joc cu sumă zero, până la urmă, de la alte activități pe care nu le-am putut face atunci pe cât îmi doresc acum să le fi făcut. Deci, înțeleg că vă pare rău, totuși? Este un sfat pentru, din partea mea, pentru elevii de liceu să caute echilibru în toate. Deci și din punctul de vedere al realizărilor profesionale și al dezvoltării personale și al interacțiilor interumane, a relațiilor interumane. Deci totuși multă muncă. Și care au fost performanțele? Le puteți reaminti? Păi, în principal, două medalii la Olimpiada Internațională de Chimie, 98 și 99, una de bronz și una de aur, și o carte de chimie organică în care am investit foarte mult timp și suflet, mecanisme de reacție în chimie organică, probleme. Și sigur, în mod indirect, bănuiesc admiterea la Stanford și la Harvard cu bursă integrală. Anii care au urmat în Statele Unite, o să ne vorbiți puțin despre ce au însemnat acei ani. Da, este o lume cu totul diferită și din punctul meu de vedere vreau să spun că diferența între Europa de Est și Europa de Vest, cred eu, este mai mică ideologic, social și din alte puncte de vedere decât diferența între Europa de Vest și America. Chiar sistemul de educație este fundamental diferit. Vă spun, de exemplu, acolo cam o treime din toate proiectele, din toate assignment-urile au fost muncă în echipă. Eu aici, în 12 ani de zile de educație, n-am avut niciun proiect în echipă. Ne mirăm atunci că nu știm să lucrăm în echipă. De asemenea, acolo studentul este clientul. În fiecare trimestru, semestru, în sfârșit trimestru, să zicem, în primele două săptămâni, există o perioadă în care studenții fac un așa numit course shopping. Merg la diverse cursuri pe care se gândesc că ar vrea să le ia și acolo profesorii și staff-ul din jurul lor fac un adevărat marketing ca să-i atragă pe studenții acolo. Pentru că dacă nu-ți mai vin studenții la curs, nu mai este ok cariera ta ca profesor. Sigur, multe alte diferențe. Nu este bazată învățarea acolo pe memorare, pentru că în ziua de astăzi, când ai acces la baze de date, la o apăsare de taste, ce sens are să înveți formule de integrale sau alte asemenea chestii. Cel mai important este să știi cum să găsești informația. Și mi-a plăcut extraordinar de mult diversitatea de acolo. Deci, ca să vă faceți o idee, în anul 4, cei mai buni prieteni ai mei erau o fată din China și un băiat din Iran. Deci am avut ocazia să cunosc foarte mulți oameni cu sisteme de valori extraordinar de diferite și cu viziuni diferite de ale mele. Ați plecat setat pe chimie, să spun așa, iar acolo ați mai obținut o licență pe management, un anume tip de management. De ce schimbarea? Într-adevăr, în ciuda faptului că mi-am declarat specializarea în a patra zi când am ajuns acolo, ceea ce e atipic pentru că, iarăși fac o paranteză, în facultățile din America nu se așteaptă nimeni să știi tu, adolescent de 18 ani, ce vrei să faci în facultate și, în general, ai un an, doi, în care poți să te decizi să studiezi mai multe opțiuni. Ei bine, eu am mers acolo convins că voi face chimie, în special chimie organică, și s-a întâmplat în anul 2 și anul 3 am făcut cercetare în domeniul nanotehnologiei, un domeniu avangardist pe atunci, cred că și acum. Și mi-am dat seama că
ok, vin cu niște teorii care s-ar putea sau nu să fie adevărate, care poate vor fi aplicabile, utilizabile peste 15-20 de ani și vreau ceva mai rapid, cu rezultate mai rapide, cu aplicabilitate mai rapidă și de aia am ales să fac Management Science and Engineering. Și având în gând pasiunea mea din copilărie, transporturile. Deci, adică încă de la 6-7 ani, când alții, nu știu, se jucau în curte, eu stăteam în stație pe Babe și pe Ciocanului să văd pe unde trece 10 baratul, ce orare au autobuz. Deci a fost o pasiune dintotdeauna. Deci de aici vi se trage Ministerul Transporturilor. De ce v-ați întors în România? În primul rând, cred că dacă toți plecăm din țara asta, se duce de râu pe țara. M-am întors în special, după cum am menționat azi dimineață, pentru că am simțit nevoia să dau și eu ceva înapoi societății, pentru că profesorii din liceu au fost oameni extraordinar de deosebiți și de înțelegători și, aș spune, nu numai din liceu, de aia toată comunitatea din Baia Mare. Am avut sprijin extraordinar de la mass media locală când am publicat cartea, de la oferte, de la edituri, deci pe cât posibil. Și atunci am vrut să vin să fac ceva aici, în țară, în regiune, în județ, dacă se poate. Și atunci, ca urmare a pasiunii din copilărie, legat cu managementul din America, ați ajuns la Ministerul Transporturilor. Cum ați ajuns acolo? Păi, într-o primă etapă am fost la primăria Baia Mare, nici nu mai știu cine din liceu cunoștea pe domnul primar Cristian Angel, nu vrei un consilier pe transporturi, ok, du-te acolo, lucrează. Sigur că a fost un șoc salariul lunar echivala cam cu cât câștigam pe oră făcând meditații în Statele Unite pentru elevi de liceu. Și am lucrat întâi la primărie, am luat după aia legătura cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, am avut o idee de a extinde proiectul drumului expres Petea, Satu Mare, Baia Mare pentru a-l face mai atractiv la nivel regional, național și internațional. L-am regândit ca un coridor Budapesta-Odessa și atunci am mai cunoscut oameni din politica locală, din zona de nord a țării, interesați în infrastructura de transport. Iar la minister când ați ajuns? În 2005, în februarie. Astăzi sunteți secretar național al Comisiei Traceca. Ce înseamnă asta? Secretar național Traceca. Traceca înseamnă Transport Corridor Europe Caucasus Asia. Este o inițiativă a Comisiei Europene de a dezvolta o legătură terestră între Europa pe de o parte și China pe de altă parte. Este vorba despre o axă de transport care se întinde prin 12 țări, un spațiu extraordinar de divers, politic, economic, social, etnic. Mă refer la toate fostele state CSI, cu excepția Rusiei, evident, Turcia, Bulgaria și România. Și sigur, este o provocare foarte mare să se realizeze o armonizare a legislației, a modului de gândire, privind modul în care se realizează transportul în acest spațiu, înspre China. Cu toate că ați învățat atât de mult, ați continuat să învățați și astăzi și sunteți doctorant, din câte știu, la Facultatea de Construcții. De ce ați simțit nevoia să mai faceți un doctorat în domeniu? Pentru că în perioada asta în care am avut de-a face cu proiecte de infrastructură de transport, am început să gândesc diverse moduri în care ar putea fi optimizate etapele de pregătire și de implementare a acestor proiecte pentru a fi făcute, desigur, mai repede, în timp mai scurt și cu bani mai puțin. Și atunci am simțit nevoia să sistematizez toate aceste idei într-o lucrare care poate după aia o să folosească celor care o să implementeze proiecte. Sunteți specialist în domeniu, să spun așa. De multă vreme, de 20 de ani, tot vorbim de autostrăzi. Totuși, nu le vedem în România. Aveți idee ce se întâmplă? Eu totuși vreau să zic că anul trecut s-a lucrat la autostrăzi și la drumuri mai mult decât în istoria României vreodată.
deci sunt în construcție vreo 200 de kilometri de autostradă între Nădlac și Sibiu. Într-adevăr, în zona aceasta a țării, din păcate, nu a existat forța politică pentru a promova proiecte de autostradă, dar totuși trebuie să ne uităm că practic pe toate drumurile naționale din Baia Mare, dinspre Baia Mare, se lucrează. Baia Mare deci este gata, Baia Mare, Satul Mare aproape gata, Baia Mare, Sighet, Borșa, Iacobeni, sigur, poate mai puțin fiind probleme cu finanțarea. V-aș ruga să transmiteți un sfat elevilor. Ce le-ați recomanda să facă? Ei sunt acum liceeni, au multe vise, nu știu cât o să se împlinească, dar ce sfat le-ați da? Să nu se apuce de fumat. Cred că este una dintre cele mai mari greșeli pe care am făcut-o în liceu. Să învețe foarte bine limba engleză. Și după cum am spus mai repede, să găsească un echilibru optim între diversele dimensiuni de dezvoltare profesională, personală și altfel de activități. Să învețe chestii care, din păcate, încă la noi nu se învață sau nu se predau, cum am zis, munca în echipă. Eu cred că mult mai bine ar fi dacă, în loc să învățăm chimie organică și integrale în liceu, am învățat cum să avem spirit antreprenorial, cum să cultivăm relații interumane, cum să înființăm o familie, poate alte chestii sunt cele care ar trebui învățate în școală. Ajung încet în cel această concluzie. Oricum, pentru mine cea mai utilă chestie care am învățat-o în România în școală a fost limba engleză. Mai ține figura cu sloganul comunist, învățați, învățați și iar învățați? Contează calitatea mai mult decât cantitatea. Încă la noi, din păcate, a învăța înseamnă să, din ce știu eu, să reții pe de rost, cel puțin așa era, numele domnitorilor, formulele de derivare și așa mai departe. Eu sper că s-au schimbat lucrurile. Nu, n-am apucat să văd. Și mai importantă logica decât memoria. Deci, mult mai importantă, categoric. Dar din ce am văzut la facultate, tipul de examene este în continuare același. La Stanford, majoritatea examenilor puteai să vii cu ce vrei, cu carte, cu tratat, cu manual, cu caietul de notițe, nu conta. Ideea era să știi să rezolvi problema, să găsești informația și să gândești soluția, nu să-ți aduci aminte că integrală din sinus de x e cos de x. Ai încercat magistrarea, ai multiple domenii în care ai abordat viața. Urmează și politica? Mă îndesc. E foarte puțin probabil. Nu, mă atrage. Dacă a fi vreodată să am lucrurile de spus în politică, chiar dacă nu te atrage, faci. De dragoste. Nu în România de astăzi. Simți un om împlinit? Ce întrebare complexă. Nu pot să dau un răspuns matematic. Nu cred că e o întrebare care să se răspundă alb sau negru, da sau nu. Sigur, sunt aspecte, dimensiuni din viață în care aș vrea mai mult, dar eu cred că a vrea mai mult, întotdeauna mai mult, este ceea ce conduce la progres, pentru că dacă am fi mulțumiți cu acolo unde suntem, am stagnat.